Eugen Purfulescu a revenit astăzi la Clubul Pandurii după ce i-a expirat perioada de suspendare din fruntea echipei. Oficierul a fost suspendat după meciul cu Dinamo București din cauza unor suspiciuni de blat la meciul Pandurii Ucluj. Purfulescu a declarat că a discutat cu Laurențiu Ciurel despre rezilierea contractului pe calea amiabilă, lucru care s-ar putea întâmpla în următoarele zile. Eugen Pârvulescu spune că a fost trimis la centrul de copii și juniori de la Pandurii, însă nu va rămâne în funcția respectivă. Mi s-a oferit un post la centrul de copii și juniori și echipa a doua, dar cred că cel mai bun lucru și pentru mine și pentru club ar fi să găsim o înțelegere și să realizăm, să reziliem pe calea amiabilă contractul. Pârvulescu a mai precizat că a discutat cu Laurențiu Ciurel despre rezilierea contractului pe calea amiabilă. Sper să găsim o cale amiabilă pentru a ne despărți, pentru că e o situație mai delicată să fiu și eu președinte. Ei au pus un președinte, este Narcis Răducan și cred că este mai corect așa. Oficialul gorjenilor a mai precizat că în momentul de față nu are alte oferte din Liga 1.